Bună ziua, dragi copii! Eu sunt doamna Eli și împreună cu Maria și Andrei vă voi spune povestea imnului național. La finalul activității veți avea un test de atenție. Să pornim! Povestea imnurilor naționale începe prin secolul al XIX-lea, când conducători sau oameni de frunte ai multor țări s-au gândit că și acestea ar merita un cântec de laudă, adică un imn. Imnurile naționale prezintă în versurile lor tradiția, istoria sau victoriile fiecărei națiuni. Așadar, copii, imnul este un cântec de laudă care are rolul de a uni poporul și de a-l încuraja în momentele grele. Care sunt oare simbolurile naționale? Drapelul, stema țării, sigiliul țării și, bineînțeles, imnul național. Din anul 1990, imnul de stat al României este Deșteaptă-te române. Versurile sunt scrise de poetul Andrei Mureșanu, iar muzica este atribuită lui Anton Pan. Potrivit articolului 12, aliniatul 3 din Constituție, Deșteaptă-te române a devenit imn național cu versurile strofelor 1, 2, 4 și 11. Începând cu anul 1998, ziua de 29 iulie a devenit ziua imnului național al României, Deșteaptă-te române. V-ați întrebat de ce a fost aleasă ziua de 29 iulie ca ziua imnului național? Răspunsul este simplu. La 29 iulie 1848, la Râmnicu Vâlcea, în Parcul Zăvoi, după citirea noii Constituții, un grup de tineri, condus de Anton Pan, a cântat pentru prima dată imnul Revoluției Pașoptiste, Deșteaptă-te române, pe versurile poemului patriotic cu răsunet, scris de brașovianul Andrei Mureșanu. Locul unde s-a cântat în premieră într-un cadru oficial actualul imn național nu era la vremea respectivă un parc propriu-zis, ci era un zăvoi, adică o pădurice pe malul unei ape. Dragi copii, zăvoiul a devenit astăzi un adevărat parc în Râmnicu Vâlcea. Vizitați acest loc încărcat de parfumul istoriei. Deșteaptă-te române a fost un cântec foarte drag românilor și le-a insuflat curaj în momente cruciale ale istoriei lor, cum au fost războiul de independență din 1877-1878, primul și al doilea război mondial. El a fost cântat de către muncitorii brașoveni la revolta din anul 1987, dar de către milioane de români la revoluția din decembrie 1989. A venit momentul testului de atenție anunțat la începutul lecției. Întrebările lui Andrei au răspunsul ascuns sub drapelul României, iar Maria v-a pregătit întrebări cu răspunsuri multiple. Să începem! Prima întrebare a lui Andrei. Ce este imnul? Bineînțeles că ați răspuns un cântec de laudă. Întrebarea Mariei. Care strofe se interpretează la ocazii festive? Aveți trei variante. A. Toate strofele. B. Strofele 1 și 2. C. Strofele 1, 2, 4, 11. Sunt sigură că ați găsit răspunsul corect. Varianta C. A treia întrebare. Când se sărbătorește ziua imnului național? Răspuns corect. 29 iulie. Cum s-a numit imnul la început? A. Un răsunet. B. Un cântec, C. Deșteptarea. Cu siguranță, răspunsul corect este un răsunet. Și ultima întrebare. Cine este autorul versurilor imnului național? Orice român ar trebui să știe și să răspundă rapid, Andrei Mureșanu. Maria și Andrei vă felicită, dragi copii, iar eu, doamna Eli, vă invit să căutați pe internet legea 75 din anul 1994 și să citiți articolul 10. Veți descoperi care sunt momentele în care imnul național trebuie interpretat și cântat în mod obligatoriu. De asemenea, vă invit să învățați imnul național și să-l cântați cu drag de câte ori aveți ocazia.